pot decât să felicit jucătorii pentru meciul care l-au făcut. Cel mai mult mă bucură faptul că au răspuns cum trebuiau să răspundă într-un moment atât de important. Cupa pentru noi reprezintă un obiectiv. Ne poate da drumul spre cupele europene. Și mă bucur enorm felul cum toți, absolut toți care au intrat și apoi care au intrat pe parcursul jocului s-au implicat și s-au dăruit pentru acest rezultat. Încă o dată, tot ce ați văzut acolo e doar meritul lor și ei trebuie apreciați și felicitați pentru ce au făcut. De ce nu câștigăm la sporul ăsta sau de ce nu jucăm așa? Așa joacă. Eu cred că ultimele meciuri chiar au fost foarte bune. Mă gândesc poate la ultimele 3 meciuri, chiar am fost ok. Mă rog, eu am fost mulțumit de ei. N-am cum să nu fiu mulțumit de ei. Rezultatul trebuie să-l înțelegeți că noi am avut o conjunctură favorabilă de data asta. Am prins într-un moment destul de neplăcut zarea, un adversar foarte bun. Ei nu trec, din păcate, un moment foarte bun, iar noi am profitat de lucrul ăsta. Asta a fost diferența între meciul ăsta și celălalt. Faptul că noi am încercat în toate meciurile să jucăm, am încercat să facem, uneori ne-am impus, uneori am reușit rezultatele mai greu când am pierdut, dar singura diferență de astăzi a fost legată doar de adversari care, din păcate, pentru ei au trecut într-un moment mai dificil astăzi. Pentru mine e greu să definesc de care meci sunt mulțumit. Încă o dată, dacă privim doar prin prisma rezultatului, se poate spune că da. Dacă privim prin prisma jocului și felul cum s-au implicat și reușitele de pe teren, mai sunt meciuri care trebuie să apreciate. Deci, e greu să vă spun că ăsta e cel mai bun meci. Se pare firesc. Că încă o dată ei au profitat la maxim de... Și în primul rând, ei au creat contextul pentru a profita la maxim de conjunctura jocului. Deci ei au făcut, creat presiunea, ei au creat ocaziile, ei au fost prezenți acolo la gol, ei au fost cei care n-au dat șansa adversarului și, bineînțeles, faza penaltului și scorul de faza golului de 1-0 a creat dezechilibru de care noi am profitat mai departe. Asta spun, vă spun, deci mulțumirea mea e legată de toți jucătorii. Toți care au intrat, am apreciat în fața tuturor, evoluția tuturor celor care au intrat. Sunt de apreciat toți băieții pentru că s-au implicat, au înțeles, sunt uniți, sunt dispuși să lupte unul pentru celălalt, sunt gata să facă tot ceea ce trebuie pentru colegi și pentru echipă. E un meci de campionat. Noi meciul turc, cum ar veni, pe galul de acolo ne-a produs un mic dezechilibru. Sperăm să, în primul rând, să ne refacem fizic după efortul de astăzi, să fim cu toții apți. Spre fericirea noastră, nici accidentări nu mai sunt, așa că ușor, ușor, majoritatea jucătorilor o să fie apți pentru meciul ăsta și vom încerca din nou să facem un meci bun și să avem un rezultat pozitiv. Simeon a fost schimbat primul cu acest scop, că să fie păstrat prea mult pentru duminică? Da, au fost multe strategii pe care le-am gândit înainte de meci. Unele s-au mai pierdut, unele s-au schimbat în timpul jocului. A fost legat și de timpul alocat jucătorilor, a fost și de a mai da minute unor jucători care să își ia din ce în ce mai multe minute și să creeze o concurență mai bună pe posturi. Здравляю соперника, во-первых, заслуженной победы. Что касается игры,
На 20-й минуте пенальти, красная карточка, 1-0. Что-то попытались сделать. Ну, быстрый второй гол, я думаю, решил, по-моему, исход матча. Там, в принципе, игра была уже сделана. Отыграть два мяча, плюс на одного игрока меньше, это, конечно, практически нереально в нашей ситуации было. Думаю, тут счет говорит сам 7-1, что комментировать, в принципе. Нечего. 7-1 перебор был. Перебор, конечно. Что делать? Десятером попытались, побежали вперед, пропустили контратаки, но и опустили руки, в принципе. Уже доигрывали матч. Нет, это нет. Это совсем другое. Будем биться до конца. Конечно, положительный. Какая скептика может быть? Нет. Будем бороться до конца и выполнять задачу остаться в национальной дивизии. Спасибо. Ну, это все вопросы к руководству клуба. Ну, еще раз вопрос. Чуть позже. Ну, сейчас по горячке я не буду ничего там пылить. А, естественно, конечно. Поговорим, сядем, обсудим, что и как. Это тоже не дело.